Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la principalul buletin de astăzi al știrilor de la Făgăraș. Sunt Cosmin Bulzan. Conducere interimară de astăzi la Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din orașul nostru. La cârma unității sanitare se află trei femei. Dr. Adina Orsu, medic primar, radiolog și magistică medicală, care este manager. Dr. Liliana Beldescu, care asigură funcția de director medical, iar director al compartimentului economico-financiar este economista Cristina Florea. Noua echipă și-a propus să rezolve o parte din necesitățile instituției spitalicești și asta în jumătatea de an cât durează interimatul. Primarul Făgărașului a numit astăzi echipa de conducere a Spitalului Municipal. Manager interimar este Adina Ursu, medic primar, radiolog și magistică medicală, director medical Liliana Beldescu, medic primar boli infecțioase, iar director compartiment economico-financiar, economista Cristina Florea. În urma demisiei fostului manager al Spitalului Municipal Făgăraș, am avut mai multe discuții pe care le-am purtat cu o bună parte din medici. Am avut câteva întâlniri și o ședință în care am discutat problemele vechi ale spitalului, problemele actuale ale spitalului și modul în care vedem viitorul Spitalului Municipal Făgăraș, având în vedere importanța acestei instituții pentru că deservește populația tuturor satelor din țara Făgărașului și, în primul rând, populația municipiului Făgăraș. Începând cu data de 31 martie 2015, printr-o dispoziție, doamna dr. Adina Ursu se numește în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Aurel Tulbure Făgăraș, până la definitivarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de manager, dar nu mai târziu de 6 luni, adică 30 septembrie 2015. În urma discuțiilor pe care le-am avut, doamna manager va emite astăzi o decizie prin care doamna dr. Liliana Beldescu va prelua tot pe o perioadă de interimat de 6 luni funcția de director medical al Spitalului Municipal Făgăraș. Managerul și directorul medical vor consulta și trata pacienții ca și până acum, însă preiau și atribuțiile de conducere pe care le implică posturile pe care le dețin. Noul manager, medicul Adina Ursu, profesează de 10 ani în Spitalul Făgărășan, a absolvit Facultatea de Medicină și rezidențiatul la Cluj, are 45 de ani și este originară din Suceava. E o mare provocare și piedici sunt foarte multe, găuri sunt foarte multe și noi sperăm încet, încet, învățând ce presupune manageriatul și peste ce cunoaștem până acum din ce se întâmplă în spitalul acesta, sperăm să putem crește nivelul serviciilor medicale, aducând, exact ce spunea și domnul primar, personal, aparatură, cât se poate la nivelul orașului să fie asigurată asistența medicală la cel mai mare nivel posibil aici. Noul director medical, medicul primar Liliana Beldescu, conduce de peste două decenii secția de boli infecțioase a spitalului din Făgăraș. A mai avut un mandat de director medical în perioada 2006-2010 și are 54 de ani. Speră că această perioadă de interimat să fie una productivă pentru spital. Amintem că ne vom strădui să facem față provocărilor mari cu care se confruntă spitalul. Ce s-a spus și aici, lipsa de specialiști în domenii cheie, care duce inevitabil la pierderea prin transfer a pacienților care sunt nevoiți să plece spre alte unități sanitare. Să zicem și problemele financiare care derivă din acest punct și acestea fiind priorități ulterior și la o comasare sau asta într-un timp, într-un spațiu mai lung.
Acum, spitalul din Făgăraș este condus de 3 femei, care și-au propus ca în cele 6 luni de interimat să rezolve măcar o parte dintre problemele cu care se confruntă unitatea sanitară. Mai exact, speră ca secțiile care au un deficit de personal să fie prioritare. Mai mult, să urgenteze organizarea unor concursuri pentru ocuparea locurilor vacante în secțiile terapie intensivă, cardiologie, urgențe și dermatologie. S-a stabilit componența comisiei ce analizează criteriile pe baza cărora se atribuie locuințele ANL. Membrii acesteia sunt din rândul consilierilor locali făgrășeni și pentru că liberalii sunt majoritari, comisia este formată integral din membrii PNL. Reprezentanții social-democraților în legislativ spun că nu este corect ce s-a întâmplat, deoarece această structură decizională ar fi trebuit să aibă și persoane din alte partide politice. Consiliul Local și-a desemnat aseară reprezentanții în Comisia Socială de analiza dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani în regim de închiriere. Se știe că legislativul făgărășan este format în majoritate de membrii PNL, așadar majoritatea a învins, astfel că membrii Comisiei de analiza criteriilor pe baza cărora se face repartiția locuințelor este formată din Remus Mogoș, Mihaela Judele și Dan Tătar PNL, Ovidiu Popa PC, iar membrii supleanți vor fi Virgil Husea și Constantin Gabor, ambii liberali. Votul a creat nemulțumiri în rândul consilierilor social-democrați. Consilierul Marius Sava a postat aseară pe pagina personală de Facebook un mesaj. Citez: în ședința de astăzi a Consiliului Local Făgăraș s-a stabilit ca o comisie formată exclusiv din reprezentanții ai PNL și angajații ai primăriei să păstreze echidistanța și transparența procesului de analiză a cerințelor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Le urez succes, am încheiat citatul. Schimbarea din mers, pentru că inițial au cerut să se adauge o persoană din partea primăriei, eu sunt normal, într-un an în care vreți să faceți repartiție, să umblați la o comisie care e funcțională de 3 ani, ulterior în plen s-a venit cu soluția să-l scoatem pe domnul incomod. Grupul social-democrat din cadrul Consiliului Local este format din 5 membri: Ion Bogdan, Marius Sava, Marius Solomon, Alexandru Motoc și Ilie Bardașu. În opinia acestora, la stabilirea comisiei era nevoie de respectarea unor criterii nepărtinitoare pentru transparența deciziilor. Astfel, membrii ar fi trebuit să fie aleși din rândul tuturor formațiunilor politice care fac parte din legislativ. Sancțiune aspră pentru cei care nu au contract cu operatorul de salubritate. Salcoserv a anunțat din timp că va taxa dublu orice făgărășan sau firmă ce se sustrage de la plata percepută pentru ridicarea deșeurilor menajere. Societatea a efectuat și un recensământ și are lista cu persoanele și agenții economici fără abonament. Este oficial, persoanele care nu au contract cu Salcoserv, operatorul de salubritate din orașul nostru, plătesc dublu față de abonații cu acte în regulă. Consilierii locale au votat ce taxă au de plătit persoanele fizice și juridice fără contract. În prezent, fiecare făgărășan plătește un abonament lunar de 7 lei și 25 de bani, iar cei fără un contract cu operatorul de salubritate 15 lei. Jumătate din sumă se duce către bugetul local. La persoane fizice autorizate, respectiv PFA-urile, cantitatea pe lună este de 0,5 metri cubi, astfel încât, dublând cuantumul taxei, așa cum spune legea, ajungem la, și aplicând, bineînțeles, TVA-ul, ajungem la 86,8 lei pe lună pentru PFA. Dacă dumneavoastră rotunjiți suma asta ca să fie mai ușor, știu eu, pentru cei de la taxe și impozite, adică 86,8 lei pe lună pentru PFA. Dacă? Asta înseamnă suma dublată, da? Deci asta înseamnă suma dublată. Da. Jumătate rămâne venit la buget, jumătate da. Se duce la sacul. Bun. La micro-întreprindere, cantitatea medie produsă este de 1 metru cub pe lună, ceea ce înmulțit, dublat, respectiv adăugat TVA-ul, rezultă 173,6 lei pe lună. La întreprinderi mici, media este de 3 metri cub pe lună, înmulțit, dublat, adăugat TVA, rezultă 520,8 lei pe lună. 520,8 pe lună. Rotunjile, dacă le vezi, le faceți masă, la sumă rotundă. La întreprinderi mijlocii, 5 metri cubi
pe lună este media și rezultă pe o lună, aplicând ce v-am spus, dublând suma, 868 de lei pe lună. La întreprinderi mari am făcut un calcul, din nefericire pentru Făgăraș, nu mai avem categoria aceasta. A fost dintr-o poză și eu vă dau și aici din anii anteriori când aveam așa ceva. 20 de metri cubi pe lună, înmulțit cu prețul și înmulțit dublat și cu TVA-ul 3.472 de lei pe lună. În urma unui recensământ declanșat de Salcoser pentru a stabili o listă clară cu beneficiarii serviciilor de salubritate, s-a constatat că mulți făgărășeni se sustrag de la plata acestei taxe. Oamenii nu achită contravaloarea serviciilor și aruncă deșeurile menajere în containerele amplasate în jurul blocurilor, mai grav pe marginea drumului sau în parcuri și pe alei. Problemele în momentul de față le avem cu cei cu profesii liberale, că cabinetele medicale, cabinetele de avocatură, cabinetele notariale, o parte din ele, chiar la notar sunt destul de bine, unde nu se cere contractul de salubritate pentru acordul de funcționare. Cred că nu li se cere acord de funcționare, din ce am înțeles. Dacă vor să nu fie taxați cu dublul sumei față de un abonat cu acte în regulă, făgărășenii pot solicita operatorului de salubritate încheierea unui contract individual de prestări servicii cu Salcoserv. 109 ani de existența cazărmii de la Făgăraș. Astăzi, la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, militarii au celebrat evenimentul în curtea unității, unde au fost defilări festive, avansări în grad, dar și premierea celor care au participat la Cupa 1 aprilie, concurs de trageri în poligon, activitate organizată de garnizoană zilele trecute, în cadrul manifestărilor de cinstire a aniversării din această zi. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș sărbătorește astăzi 109 ani de la înființarea Unității Militare de Instrucție. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat al României. Astăzi aniversăm 109 ani de la înființarea unității. Suntem bucuroși să vă avem alături de noi. Am avut și o serie de invitați. Astăzi am desfășurat și premierea concursurilor sportive care au avut loc pe parcursul săptămânilor trecute. Am avut un concurs de tenis de masă, un concurs de tenis de câmp și concursul tradițional de tir cu invitați din viața civilă. Festivitatea de astăzi a fost un prilej de bucurie pentru doi militari care au reușit să avanseze în grad. Ei au fost felicitați și aplaudați de întreaga unitate. Doi colegi ai noștri astăzi au meritat și au obținut un grad nou, un grad mai mare. Avem un capitan, Taflan, un nou capitan și un plutonier ajutant principal, Bădițescu Marius. La Făgăraș, în anul 1940, s-a finalizat și s-a dat în folosință cazarma Constantin Brâncoveanu, în care funcționează și astăzi Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte. În cadrul evenimentului de astăzi a fost prezentată o scurtă istorie a unității militare. A urmat apoi premierea concurenților care săptămâna trecută au fost în competiție în poligonul de trageri. Scurt istoric al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, cu ocazia ceremonialului de aniversare a 109 ani de la înființarea unității. În urma propunerilor repetate ale Marii Stat Major, care avea cum subordine directă Infanteria Română și Comitetul Consultativ al Infanterii, Ministerul de Război a aprobat prin decizia ministerială numărul 531 din 12 februarie 1906, ca începând cu data de 1 aprilie 1906 să se înființeze școala de tragere a infanteriei cu locația pe câmpul regional de instrucție al corpului 2 armată din garnizoana Mihai Dragnea. Ulterior, prin ordinul ministrului de război numărul 1288 din 24 aprilie 1918, Inspectoratul General al Infanteriei a prezentat acestuia un nou proiect de decizie privind reorganizarea școalelor de tragere și de specialități ale infanteriei,
bazat în primul rând pe experiența armatei României în cei 2 ani de război. Evenimentele se țin lanț la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte de la Făgăraș în toată această lună. Zilele următoare, mai mulți elevi vor putea vizita centrul fiind săptămâna altfel, iar la sfârșitul lunii se organizează ceremonii cu ocazia Zilei Forțelor Terestre, dar și ale Zilei Infanteriei. Aici punem punct ediției de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale. Pentru a ne găsi și pe internet, vă stau la dispoziție site-ul nostru impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare urmăriți emisiunea Nova Special. Invitat în studio este medicul primar pediatru Constantin Grigoriță. Vizionare plăcută!